Salut și bine am găsit la un nou episod. De data aceasta jucăm City Car Driving. Exact, nu știți ce e aia. Sau, ba da, știți. Că au făcut și... Rafael. Așa. Hai să mergem pe Free Driving. Este un joc care se joacă cu volanul. Mi l-a recomandat cineva mai de mult prin comentarii. Așa că am zis și eu să fac un episod. Perfect. Jocul nu l-am cumpărat, ca să vă zic din start. Hai să alegem așa culoarea. O să alegem pe aici. Ia dați-mi scuze mai întâi să văd dacă filmează. Ca să știu. Așa, ok, bun. Filmează totul. Totul este în regulă. Bun. Așa, aici o să las așa. Și starting point, care să fie? Southern District, Modern District, perfect. Și hai să dăm start. Ideea în jocul ăsta este că trebuie să conduci și practic să conduci, să faci un fel de roleplay. Bun, perfect. Hai să văd și eu cum pot să pun microfonul ăsta. Uite așa. Așa, dacă îl pun, mă auziți. Știu că nu fac webcam, este din cauza că e destul de întuneric la mine în cameră și nu am lampa. Și dacă nu am lampa, o să se vadă urât și nu are niciun rost. O să se vadă așa ciudat și sacadat din cauza luminii. Bun, acum ar trebui să ni se încarce și nouă. Jocul cred că este făcut pentru Windows 7 sau s-ar putea să fie și Windows XP. Jocul din 2007. Da, jocul din 2007. Amuzant este că, bă, cred că, având în vedere că a fost făcut în 2007, cel puțin, nu sunt sigur dacă a fost în 2007, dar cel puțin așa am văzut, că m-am uitat pe net, are o grafică, bă, superbă, având în vedere că e 2007, uite, puteți să vedeți și voi aici. Acum nu știu cum o să fie cu sunetul, ia să pornim farurile ca să nu ne luăm amendă. Și jos, uite, puteți să vedeți, am mașina automată acum. Deci nu trebuie să schimb vitezele din secundă în secundă. Așa, să nu lovim pe nimeni. Acum noi trebuie să facem dreapta. Dar trebuie să lăsăm oamenii. Păi, câtă lume îi. 50% îi destul de mult. Că am pus acolo să fie 50% aglomerat sau, mă rog, ceva de genul. Increase the distance. Nu știu de ce oamenii ăștia s-au oprit așa pe mijlocul drumului, dar ok. Bun. Oricum, jocul, să zicem că este mai chill, nu este chiar așa de gen, este puțin mai plictisitor, dar e destul de fain să-l joci. La semafoarele ăștia te mai mănâncă câteodată când stai 10 ani. A, uite, hai că merge. Perfect, bun. Ce mai vrei? Așa, slow down, cică. Am depășit limita, dar acum trebuie așa puțin tel să ne băgăm pe aici ca să ieșim și noi de pe principală. Uite, am trecut, am depășit limita cu 10 km la oră. În dreapta ne zice genul greșelile pe care le-am făcut. Așa, frânică. Și o luăm așa stânga să ne urcăm pe bordură că ne bate primarul. Așa, bun. Acum, să vedem, ne băgăm așa. Nu ne vede nimeni. Ce că n-am semnalizat. Dar am semnalizat. Oh, fuck, stai că vin ăștia. Trebuie să grijesc la pietoni aici, să... Puh, ce știți voi. Bun, așa. Dacă mi-aș vorbim și eu minimap-ul ca să văd pe unde aș merge, în dreapta sus, vedeți? Ar fi cel mai bine. Bun. Jocul este cam buguit, dar acum na, nu prea ai ce să-i faci. Există și moduri pentru el. Poate dacă o să vă placă joculeț, o să instalez moduri și o să facem moduri din așa cu mașini șmecheră și chestii. Cu Lamborghini, cu... nu știu, dacă găsesc, o să facem. Dar acum nu știu exact cum sunt modurile pentru joc. Dar să zicem că sunt ok. Aici trebuie să facem neapărat dreapta. Mă uitam pe hartă, mă gândeam să fac stânga. Dar ia stai puțin, e sens? Gen... Ba nu, nu e sens unic. Fii atent că pot... O să mă uit rapid și o să fac stânga, știți? Așa, ca șmecherii, nu mai facem sensul giratoriu. Sau să facem sensul giratoriu, hai că-l facem. Bun. Ar fi o idee să meargă și asta cu Dacia lui. Dacia Logan cu spoiler. Așa, perfect. Bun. Aici aș vrea să fac stânga.
Hai rapid, hai rapid. Uite cum mă lasă băiatul. Uai, ce băiat fain. Uai, s-ar putea să sacadeze puțin. Nu știu, dar am puțin lag acum. Jocul nu este super bine optimizat, deci... What the fuck? Ce m-a speriat de tipul ăla a venit din spate și a claxonat așa dintr-o dată. Așa, perfect. Haide, mă, ci că ăsta vrea să facă dreapta aici. Așa. Aici chiar că mă simt ca și cum aș face car vlog. Să-mi va piciorul. Bun, nu aici dreapta. Mai trebuie să mergem, dar totuși trebuie să facem aici, să schimbăm banda. Așa, tot nu-i nimeni, nu-i nimeni. Perfect. Cel mai bine. Bun, băieți, suntem la semafor. Stăm și așteptăm să facă verde și mă distrează tipii aia din față care trec pe trecerea de pietoni. Merg ca în casă, nu știu. Ok, hai că trebuie să fac gama verde. Cred că mergem tot în față și facem, dacă vă uitați în dreapta sus, facem stânga acolo, la prima. Ia, hai să vedem cum facem. Am schimbat și eu să fie pe cutie, gen cutie de viteză manuală, ca să schimbăm noi viteza, să fim mai șmecheri. Bun, așa. Acum trebuie să vedem cine ne lasă. Ok, ne-a lăsat tipul ăsta. Să ne lasă și ăsta. Perfect, plecăm. Perfect. M-ați întrebat mulți dintre voi. De fapt, nu m-ați întrebat. Mi-a zis să mai fac raft. Și cred că mâine o să apară un episod de raft. Și m-a întrebat încă cineva dacă încă mai joc, mai s-a îmbrăcat cu volanul. Da, mai s-a îmbrăcat joc cu volanul în continuare. Este mult mai fain să joci cu volan pentru că ai mult mai mult control asupra a ceea ce faci, știi? Și asta este amuzant. Bă, e pe contrasens. Ok. Ba, nu sunt pe contrasens. Doar că acolo era obligatoriu să fac dreapta. Ok, amuzant, amuzant. Foarte amuzant. Bun, așa, tipul... Bă, parcă ne lăsai adineauri, adică totuși... Nu-ți schimba opinia așa rapid. Perfect. Nu știu unde să mergem. Hai că ne oprim aici la semafor și ne uităm pe hartă după. Nu aici la semafor. Stai că trebuie să găsim noi un semafor imediat. Right of the way, intersection violent. Nu știu ce naiba are ăla din dreapta, erorile alea, dar n-am fost nicio intersecție. De fapt, ba da, stai că numai ce trebuie să de intersecție și am intrat cu viteză. Mă rog, nu contează. Ia noi, ce facem? Facem stânga și mergem pe acolo, pe câmp? Hai că facem asta, mergem pe stradă. Third sign not used. Nu știu când a fost asta, dar ok. Mai are jocul niște bug-uri, vedeți, chiar dacă e din 2007, adică 10 ani, pula mea. Totuși, încă are bug-uri. Perfect. Schimbăm viteza. M-aș fi bucurat dacă aveam un schimbător din ăla gen high shift sau nu știu cum se cheamă, dar gen care poți să schimbi toate vitezele. Nu este față, spate, dreapta, cum este a meu, ceva de genul. Ia stai puțin să vedem ce facem. Mergem tot în față aici. Bun. Ia facem stânga. Și aici băgăm viteză mare. Viteză mare, mă rog. 160 s-a cuprins de mașina asta. Ceva de genul prinde. Perfect. Așa. Suntem deja depășind limita legală destul de mult. Acum văd că mașina asta are 6 viteze. Destul de mult. Având în vedere ce mașină este. Putem să jucăm și din third person, dar nu știu, parcă este mai fain din first person, mai roleplay. Așa, aici trebuie să dăm prioritate, deci toată lumea o să stea și o să aștepte să treacă mașinile alte. Pentru că, de ce s-ar gândi cineva să ne lase și pe noi să trecem, nu? Uite, dacă mă puteam pe banda din dreapta, puteam să merg în față, mai ușor. Da, este dubița aia care nu se mișcă. Oh my god, urăsc că se întâmplă ceva de genul ăsta. Când cineva stă așa, uite, Doamne ajută că se mișcă. Așa și în stânga jos puteți să vedeți și cum accelerez și na. Ambreiajul, nu, gen, n-am ambreiaj, am numai două pedali. Ar putea să se miște și asta puțin mai
Tare. Am numai două pedale, accelerația și frână, așa că puteți să vedeți, uite, acum țin, de exemplu, jumătate la frână, acum țin full, acum nu mai țin și, na, pleacă mașina în față, e normal să plece, adică, na. Și uite, vedeți și volanul pe chestia de deasupra, în dreapta jos schimbător, și dreapta sus este GPS-ul, stânga sus, presupun că ați văzut ce kilometraje, turațele. Bun, hai să vedem acum cum facem. Ai de gând să mergi? Doamne ajută! Așa, perfect. Stai o secundă că trec. Nu mai claxona. O, depășim și noi aici. Băgăm și viteză eventual. Ok, foarte, foarte bine. Nu știu de ce, dar mașina asta tremură ca naiba. Uite, trecem de 100 la oră și zici că e cu tremură mașina. Deci să-mi bag piciorul, vorbesc serios, adică totuși, chiar așa nu mă așteptam. Bun, trebuie să depășim. Aici, perfect, uite, aici putem să depășim. Perfect. Oh my god. Credeam că mi-o zboru acolo. Ok, hai să băgăm și noi într-a treia ca să putem să turăm mașina. Să prindem mai repede viteză. Uite, aici o facem stânga frumos. Ok, hai că reușim, că ăla stă pe loc acolo, nu știu ce face. Așa, și aici ne băgăm frumos. Suntem foarte... niște șoferi foarte periculoși. Așa, aici depășim la limită. Uite, vedeți? L-am speriat puțin pe ăla din față. Am făcut pe el. Păi, destul de fain jocul ăsta, dacă încerci așa cât de cât să faci un roleplay, dar un roleplay mai puțin așa mai violent. E destul de funny. Așa, adică gen să fii la limită, dar să nu faci accidente, să nu te prostești, știi? Bine, e fain și chestia asta, dar la un moment dat parcă devine plictisoare. Dar chestia asta parcă e așa foarte satisfăcătoare când eviți accidente la limită și chestii din așa. Bine, n-aș recomanda să se întâmple chestia asta în viața reală, dar de asta este un joc. Ok, hai să vedem aici cum scăpăm. Oh my fucking god. Nu l-am lovit. Îmi zicea în dreapta dacă loveam. Șmecher, șmecher. Ok, încet, încet, hopa, cred că bagă și el viteza aici, dar nu băgat. Ok, viteza a doua chiar. Băi, chiar fain jocul ăsta, adică merită. Doar că nu l-am luat de pe site-ul lui original. Bine, v-am și zis, logica mea, în principal, dacă jocurile nu au online, nu le cumpăr. Dar bine, poți să zici că și jocurile care fac update-uri în continuu și sunt jocuri în alfa, având în vedere că jocul ăsta e din 2007 și încă este în stadiul ăsta de dezvoltare, nu prea mă încântă. What the fuck, ce am alunecat? Uai, dacă știți cum a alunecat mașina acolo. Ok, stați că voi nasol aici. Dăm așa în spate. După în față. O urcam mașina destul de nasol. Oh, hai că ne urcăm înapoi bandă. Perfect, zici că e jeepan din ăla. Așa se mișcă. Perfect, bun, hai că nu-i problemă. Am legat, cred că a fost nisip sau ceva pe drum, că acolo erau niște drumuri care duceau în dreapta cu pământ. Și am alunecat. Cred că din cauza asta, altceva nu-mi explic. Uai, bă, dar cum merg așa, doamne, merg cu 2 la oră. Chiar așa nu cred. Ok, stai că noi mergem viteza 3 cu 30 la oră sau cât aveam acolo. Perfect. Hai că acum putem să schimbăm și noi viteza. Un tunel, din câte știu, nu se depășește, dar nu-i problemă. Și vreau să vă zic că în curând o să facem 300 de abonați și am o idee așa mai specială pentru un video de 300 de abonați. Încă nu o să vă zic, dar este o idee destul de interesantă și aș cam vrea să o fac. Hai, poți să treci, poți să treci. Poți să treci, man. Așa, bun, perfect. O idee destul de interesantă și presupun eu că o să fie destul de amuzant. O să facem, nu știu dacă se poate numi challenge, nu cred că e challenge, dar are legătură cu niște vrăjitoare. Atâta vă zic. Ok, bun. Hai, băgăm așa. Uite, vedeți, putem să mergem puțin mai repede acum și avem și o mașină mai... puțin mai prafăcică. Bun, perfect.
Așa. Aici nu știu dacă putem să facem stânga, dar noi facem stânga. Nu-i problemă, uite, vezi? N-am putut să facem stânga. Stânga. Stânga ne zice și în dreapta ce greșeli am făcut. Uai, doamne, cum se mișcă pietonii. Doamne, să-mi bag piciorul. Haide, mă, mergi, mergi, mergi. Ah, cât iubesc eu jocul ăsta. Doamne ajută. Doamne ajută. Oh. Haide, 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 astăzi ne mișcăm. Ne mișcăm. Știi ceva? Opa, ce-am făcut? Am și semnalizat, dar cam târziu. Bun, așa, hai să vedem ce facem, unde mergem, rapid. Putem să mergem tot în față și intrăm în oraș. Perfect, asta e ideea. Și... nu știu dacă am zis pe video, dar înainte să încep acum să filmez, mă gândeam că harta este destul de mică din jocul ăsta, ceea ce este cam deranjant, sincer să fiu, pentru că nu este nici foarte diversificată. Adică, ba da, poți să zici, e diversificată, doar că problema ar fi... o să dai Audi A6, știu sigur, că așa are spatele. Doamne, ce frână opus. Oh my fucking god. Ce oameni, bă. Așa. Harta este destul de mică, dar este diversificată. Cam la asta m-aș fi referit. Pentru că, uite, dacă ne uităm, noi avem aici Old District. Old District. În dreapta avem ceva gen... New District, nu. Ceva gen Modern District, așa. Și sus avem niște drumuri prin munți. Avem două autostrăzi și un test track. E destul de diversificată, doar că e foarte mică. Asta e singura problemă. Ceea ce e cam enervant. Doamne, cum se mișcă ăștia. Chiar așa se mișcă și în real life, totuși, cel puțin mie nu mi se pare. Chiar așa nu mi se pare. Oh my fucking god. Haide. Oh my god. Nu se poate. Știi ceva? Hop. Stai că e ok. Se mai găsesc din ăștia în trafic ca mine care fac exact ce am făcut eu, doar că în real life. Se mai găsesc oameni. Idiot. Așa, exact ca mine jocul ăsta. Este foarte ilegal și periculos să faci ce am făcut eu acolo, dar totuși, când te gândești că oamenii fac în viața reală chestia asta, așa îți vine să faci un crucelău. Hai odată, mergi, nu mai suport, vreau să bag viteză. Da, cam așa e în jocul ăsta când pui gen să fie aglomerat, să fie un traffic density mai mare. Uai, oameni, ca mașină ești nebun. Destul de imprevizibilă mașina asta, parcă era mult mai stabilă mașina cealaltă. Cel puțin nu făcea așa drift, când plecai full speed cu ea, făcea curbă, asta merge drept. Dacă faci full speed și gen vrei să iei curbă, se duce față. E cam nasoală mașina asta. Vreau să mai fac din achievement-uri și poate episodul următor, dacă o să vă placă, o să facem niște misiuni. Vreau să fac din achievement-uri pentru că îmi deblochează mașini. Și cam aș vrea mașinile alea. Este o mașină destul de faină. Ce că n-am lăsat un pedestru în stracă. Nasol, ghinion, ce s-a mai întâmplat? Bun, hai să facem dreapt. De fapt nu, nu facem dreapt, că am făcut data trecută. Așa, mergem tot în față. Așa, aici avem ceva... Hopa! Am zburat puțin. Aveam cale ferată. Și dacă mergi cu viteză foarte mare pe calea ferată, zbori. Opa, nu l-am văzut pe tip. Nasol. Uite, deci urăsc drumul ăsta. Cel mai idiot drum ever. Cum am evitat un accident acolo. Cel mai tare, deci. Oh, shit. Băi, eu sunt driver profesionist, adică... am vrut să fac aia.
Bun, hai să vedem unde parcăm și noi și încheiem episodul. Aici, în sensul giratorii, e groaznic. Ura sensul giratorii. Așa, și hai ne băgăm pe banda asta. După... vreau să mă bag pe banda asta, dar n-am mai reușit. Așa, de fapt am reușit acum. Așa, și uite, parcăm aici în dreapta. Perfect. Hopa. Așa. Bun, lume. Dar cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă vă place seria și mai vreți episoade în continuare, uitați ce am făcut în față la mașină, uai. Așa, dacă vă place seria și mai vreți episoade în continuare, apăsați butonul de like și ziceți în comentarii dacă vreți să facem misiuni în episodul următor. Bun, deci cam atât a fost pe anotare, toate cele bune, pa, pa! Hit the private jet, me and Kylie Jenner. Draco extended clip and a Sprinter. 75,000 diamonds, they winner. Draco, Draco. Y'all make me spray with the Draco. Shooters, they pull up, you shoot when I say so. Call it a soldier.